Identitatea de gen este sentimentul pe care l-am eu și pe care l-are orice altă persoană, dacă sunt femeie, dacă sunt bărbat. Ce simt eu despre mine din punct de vedere al gen? Nu e neapărat nevoie să fie corelat cu anatomia mea, cu corpul meu. Nu e neapărat nevoie să fie corelat cu sexul din buletin. Cunosc foarte multe persoane care au ascuns identitatea, orientarea sexuală, au ascuns-o de familie doar de dragul de a fi acceptați și de a părea normali. Dar în interiorul lor întotdeauna s-au simțit că nu sunt ceea ce arată. E ca și cum ai purta o mască doar să fie acceptată și inclusă în familie și în societate. Ce se întâmplă atunci când se naște un copil? Medicul se uită la corpul copilului și în funcție de ceea ce vede acolo, de cum arată organele genitale, îi atribuie fie un F, fie un M. În certificatul de naștere, acest F sau M îl va urmări toată viața. Eu încerc pe cât uși de puțin să îmi feminizez exteriorul pentru ca să am acel passing prin oameni, adică să nu-și dea seama lumea că sunt femeie transgender. Bineînțeles, medicul nu se uită la ce simte copilul. Bineînțeles, la naștere nici nu s-a format încă identitatea de gen. Identitatea de gen se formează cam până înainte de vârsta de 2 ani. Medicul se uită doar la ceea ce vede. Asta nu ne spune nimic despre ce simte o persoană. Iar o persoană transgender constată că simte diferit față de ceea ce i s-a atribuit la naștere. Sunt foarte multe persoane transgender care încă de când sunt mici, ele spun, nu știu, toată lumea le consideră fete și spun nu, eu sunt băiat și nu am nicio îndoială despre chestia asta. Dar sunt și alte persoane care nu ne cunosc în cuvântul, ne cunosc în conceptul, ele simt că e ceva diferit față de ele. Poate sunt atrase de jocuri ale persoanelor de celălalt gen sau poate sunt atrase de rochiile mamei sau de alte obiecte sau instrumente specifice unui alt gen. Mama observase când eram mai mică, îmi puneam fustele ei, îmi puneam flaneaua, mă rog, îmi puneam puloverul, îl întorceam pe dos și mi-l puneam în cap gen păr lung. Mama vedea toate astea, am luat din cap puloverul, zice, hai că tu ești băiat, nu ești fetiță, de ce îți pui asta? A, mie îmi place și începeam să plâng și mă izbeam cu fundul de pământ să-mi dea înapoi puloverul. Mama mi-l dădea ca să tac din gură, știi? Părinții trec și ei printr-un proces de acceptare, mai întâi e vorba de neîncredere, de șoc, de pare ceva foarte grav, simt cumva că își pierd copilul. Totul a început așa, ca un fel de joacă pentru ea. Ea a zis că e o joacă, e copil mic, îi trece, știi? În schimb, uite că n-a trecut. E un proces întreg de negociere, poate să dureze ani de zile până când părinții acceptă. Sunt mulți părinți care, deși copilul a început tranziția, ia tratament hormonal, schimbările sunt foarte vizibile, dar părinții se adresează în continuare la genul vechi și cu numele vechi. Tata a decedat când eu aveam undeva la 11 ani jumate, 12. Dar, clar, niciodată n-a fost de acord. Mă vedea că am apucături de fetiță și mă bătea. Mă lua și îmi dădea. El mă bătea, mama m-a alintat, știi? Îți dai seama că în perioada aia încă mă ascundeam în societate pentru că știam ce o să-mi spună, știam cum va veni refuzul lor față de mine, nu? Și știam că o să primesc foarte multă discriminare. Eu de-abia așteptam să termine școala, orele. La ora 1, când ieșeam de la școală, ajungeam acasă, aruncam hainele de băiat pe mine cât mai repede posibil, că nu le suportam. Era ca și cum eram obligată să le țin pe mine, dar mă simțeam așa ca o piele falsă pe care ești nevoită să o porți ca să nu fii bătută, ca să nu fii victima violențelor, discriminărilor, ca să nu fii victima bulismului în școală, bullying-ului. Aruncam aceste haine de băiat și începeam să mă machiez. Persoanele transgender sunt de obicei foarte stigmatizate. Sunt foarte multe persoane care atunci când aud de persoane transgender zic că e nebun, e bolnav, cum poți să crezi că ești altceva.
mergeam pe stradă și îmi spunea, dar tu de ce te îmbraci, fie, tu nu vezi ce bărbat ești, uite, să vede barba, ce dracu pui perucă în cap, bulangiule, ceva de genul. Sau îmi scuipau după mine, te îmbraci în femeie și tu ești bărbat. Îți dai seama că eu nu puteam să răspund insultelor, pentru că eram destul de firavă, destul de gingașă și nu puteam să răspund la 3-4 golani care după bloc când mă duceam să iau pâine, mă agasau, mă hărțuiau, trăgeau de mine, îmi trăgeau peruca jos din cap, dădeau cu șutul în fund, scuipături și atunci nu puteam să reacționez decât plângând și fugind de la mama. Anul trecut, OMS a hotărât să depatologizeze identitatea transgender. Persoanele transgender pot fi la fel de fericite ca orice alte persoane, desigur, în măsura în care, dacă își doresc acest lucru, urmează și tranziția. Nu este obligatoriu ca persoanele transgender, ca toate persoanele transgender, să urmeze tranziția. Dar foarte multe aleg acest lucru din cauza disforiei de gen. Disforia de gen este singurul diagnostic. Deci a fi transgender nu este un diagnostic psihiatric. Pentru că, de fapt, identitatea adevărată a persoanelor transgender este identitatea pe care o simt. Eu am fost printre primele femei trans din România care au avut curajul să iasă pe stradă îmbrăcate în femeie. Feminitate e ceva foarte frumos. Eu nu am atins punctul maxim al femininității, pentru că are atât de multe forme și atât de multe culori încât nu știi care e cea mai bună. Eu cred că cel mai bine orice femeie trebuie să se uite în oglindă și să spună, băi, fără machiaj, cu machiaj, sunt frumoasă, și să capete încrederea aia în sine. Eu pot pentru că am putere și sunt mândră de mine și întotdeauna să fii mândră de tine și să ai încrederea aia în tine. Aia scoate feminitatea afară din tine, încrederea aia în tine. Tranziția are două aspecte, aspectul medical și aspectul legal. Ce înseamnă tranziție medicală? Înseamnă, în primul rând, tratament hormonal. Ce vor face acești hormoni? Vor schimba aspectul corpului, încât se va apropia din ce în ce mai mult de genul pe care îl simt ele. Eu am luat foarte mult în viață de la Andreea Marin. La femeile transgender, în urma tratamentului cu estrogen, încep să crească sânii, se redistribuie altfel grăsimea pe corp mai apropiată de patternul feminin, devine pielea mai fină, părul devine altfel, mai moale, mai lucios. Sunt foarte multe schimbări, mici, treptat. Eu, înainte să îmi fac interventul chirurgical mamar, eu aveam o depresie și o frustrare enormă. Oricât de feminin arătam, oricât de machiaj îmi puneam, oricât de ce mai vrei tu, extensii, tocuri, haine, fără sân nu mă simțeam eu. Simțeam că lipsește ceva. Și atunci am completat cu acest intervent și m-am văzut completă. În timp, în câteva luni, câțiva ani, schimbările vor fi extraordinar de vizibile și un mare prilej de bucurie pentru persoanele care încep tratamentul. De multe ori există această preconcepție, în special din partea familiilor, a părinților, că acest tratament mutilează corpul. Dar nu este adevărat. Acest tratament ajută corpul persoanei să se alinieze cu identitatea de gen și e însoțit de o mare bucurie și de o mare ușurare de a putea fi văzut și de alții așa cum te simți tu. Eu aș vrea să ne spui totuși, cum ai ajuns tu să faci sex work? Bună întrebare. Pot să spun că nu e scopul principal în viața unei femei transgender a fi sex work. Bineînțeles, nevoia te împinge, necesitatea, și atunci singura șansă e cea de a apela la sexul comercial. Eu am cunoscut la vârsta de 17 ani un iubit din comunitatea romă, de unde sunt eu acolo, și acest iubit al meu îmi povestea fel și fel de fabulații despre cât de frumos este în afara țării. Ei
bine am ajuns la de comun acord să mergem în Italia. Dar nu am știut de la bun început care va fi sursa principală de venit. Noi știam că mergem în Italia pentru că în România persoanele trans nu este rău. Și atunci am zis să mergem în Italia, că acolo câinii cu colaci în coadă. Îți dai seama, fiind copilă, îți faci fel și fel de idei, imaginație, planuri și așa mai departe. Mai ales îndrăgostită, prima dragoste, nu credeam vreodată că voi putea fi trădată. După o lună, două, am început să resimțim sărăcie, nevoie de bani, nevoie de mâncare, nevoie de țigări. Nu găseam nicio soluție și atunci el mi-a spus, de ce nu încerci să te duci? Hai să mă duc și eu.